În perioada 25-27 octombrie 2019, Inspectoratul Școlar Județean a organizat la Călăraș ediția 24-a concursului național cu participare internațională Ion Barbudan Barbilian, eveniment cultural și științific de tradiție care a antrenat un număr mare de elevi și profesori din țară și din străinătate. La concursurile de matematică au fost înscriși anul acesta 385 de elevi din 16 județe și municipiul București, Bulgaria și Republica Moldova, iar la concursul de literatură au fost înscriși 134 de elevi din 15 județe și Republica Moldova. În fiecare an ne bucurăm de un număr mare de participanți. Numai anul acesta s-au înscris în această competiție 520 de elevi din 16 județe ale țării, din municipiul București, din Republica Moldova și din Bulgaria. Pentru acest lucru aș dori să îi felicit pe profesorii care îi coordonează pe elevi, pentru că au înțeles importanța acestei competiții, rolul deosebit pe care aceasta îl are în pregătirea elevilor pentru examenele și concursurile naționale și internaționale. Este o competiție pentru care se depun an de an eforturi deosebite. Și aș vrea să le mulțumesc pe această cale colegilor mei din Inspectoratul Școlar Județean Călăraș, colegilor mei profesori și directori din unitățile de învățământ din județul Călăraș. Aș dori să mulțumesc Consiliului Județean Călăraș pentru faptul că finanțează în fiecare an această competiție. Și în special aș dori să mulțumesc invitaților noștri care ne onorează cu prezența în fiecare an și îmi permiteți să vi prezint. Voi începe cu doamna senator Roxana Natalia Pațurcă. Bine ați venit și vă mulțumim că sunteți alături de noi și în acest an. Secretarul județului Călăraș, domnul Emil Mușat. Președintele concursului de matematică din cadrul acestei competiții, profesor universitar dr. Radu Gologan. Doamna conferențiar universitar dr. Nina Maria Rusu, inspector general în cadrul Ministerului Educației Naționale. Și președintele concursului de literatura română, profesor universitar dr. Silviu Angelescu. Vă mulțumesc încă o dată, ne onorează prezența dumneavoastră alături de noi în fiecare an. Dragii mei, vin cu multă plăcere de ani buni aici la Călăraș, pentru că toamna pentru mine nu este doar un anotimp, ca pentru orice om, ci este un moment de primenire spirituală aici, alături de colegii mei de la Călăraș, de Eugenia Ioniță, o admirabilă colegă de română, colegul de matematică, Inspectoratul Școlar, Consiliul Județean, în calitate de gazde, dar și alături de toți cei care ca oaspeți, fideli pentru acest concurs, an de an din aici. Știu că sunt competiții care au vârstă. Și vârsta trece. Dar concursul Barbu Barbilian, care este la 24-a ediție, eu cred că este un concurs fără vârstă. Pentru că nu va trece. Pentru că va rămâne și, ca dovadă, în ciuda faptului că nu se află în calendarul competițiilor finanțate de minister, aici vin așa de mulți elevi din țară și din afară și lanțul acesta al bucuriei intelectuale de a fi într-o toamnă coaptă, rodnică, împreună, nu se rupe. E o certitudine a valorii și sunt convinsă că această calitate s-a născut din sufletul celor care l-au construit, care au construit această competiție. Din păcate, unii nu mai sunt printre noi, fizic, dar spiritul lor e deasupra noastră și ne luminează în continuare. Cred că sunt 15 ani de când împreună cu prietenul
profesor Stoianovici am pornit această acțiune de a avea și o filieră internațională a concursului de matematică, o filieră care pregătește olimpicii pentru concursurile internaționale, de tip Olimpiada Internațională. Astăzi discutam cu colegii mei, cu prietenii, cu Cătălin Gherghe, actualul lider al echipei României, despre faptul că acest concurs probabil că este, din punct de vedere al pregătirii pentru Olimpiada Internațională, cel mai important din România. Când am ajuns aici, mă gândeam că după 15 ani e greu să mai găsesc o idee nouă pe care să vă expun. Dar la un moment dat mă uitam la luminile de sus și mă uitam ce frumoasă e iluminarea aceasta a sării. Am coborât puțin privirea și mi-am dat seama că ochii copiilor din această sală sunt mult mai luminoși decât ceea ce face iluminarea artificială. Așa că gândiți-vă că aveți niște ochi care vă vor duce departe. Lipsesc destul de mulți dintre copiii care participă la aceste concursuri de limba română, de matematică, combinate. Dar am o mare bucurie să vă văd ochii, să-i văd și atunci când devin studenți. Și vă mai spun un lucru. Am venit de fiecare dată aici cu bucuria de a fi profesor, nu ca să vă controlăm pe voi și să vă dăm premii și medalii, ci și pentru faptul că întâlnesc oameni care fac parte din cultura actuală a României, cu care schimbăm niște impresii extraordinare. Vă rog să vă gândiți că și voi când veți fi mari, să faceți o comuniune dintre literați, matematicieni, oameni de știință, să fiți prieteni și să vedeți cât de bine vă simțiți, indiferent de ce se întâmplă în lumea exterioară.